TCR declar neconstituțional un important articol din codul penal, se refer la prescripția răspunderii penale. Curtea Constituțională a României, CCR, a decis, joi, ce soluția legislativ din codul penal care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză este neconstituțional. Excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolul 155 alin. Din codul penal, având următorul conținut, cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate. I-a constatat ce soluția legislativ care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, din cuprinsul dispozițiilor articolul 155 alin. Din codul penal, este neconstituțional. În motivarea soluției de admitere pronuncate, Curtea a constatat ce dispozițiile articolul 155 alin. 1. Din codul penal încalc prevederile articolul 21 alin. 3. Din constituirea ale articolul 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil. Pentru pronunarea acestei solui, Curtea a reținut, de principiu, ce întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficient, producându-i efectele, într-o manieră complet, doar în condiile existenței unor pârghi legale de încunotinare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție. În acest sens, Curtea a reținut ce se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin. 1. Din codul penal asupra persoanei care asevărăte o fapt prevăzut de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoate aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție. Totodată, s-a arătat ce accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dat de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi tras la răspundere penal pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin. 4. Din codul penal. Decizia este definitiv general obligatorie și se comunică celor două camere ale Parlamentului, Guvernului sublinierei instanței de judecat care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curii de Apel Oradea,
Sechia penalii pentru cauze cu minori. Precizează CCR.